Atunci cum ții românașul padruga Sinilga? Cine, cine? Dar parcă spun psilabi și ești surd. Sinilga. Sau dacă vrei, poftim pe lung. Na. Sinilga școlnic. E tipa care a fost eliberată de sub acuzare. Da, prietulița Șocănii. Tu ții minci convorbirea veie cu șeful poliției la Șocana? Și ne vrea să-și pună gheretă în sectorul nostru, să șeie bun să bașlească. Și amuie iesă mândră și că-i curată ca lacrima. Rumnașa, ce e asta ei, ha? Ce e asta, te întreb? Dar de ce strigi, domnule? Hei! De ce strig? Pentru că ne-ai spus că nu trebuie să criticăm guvernarea nouă. Să-i lăsăm 100 de zile și după aia asta vedem. Dar eu chiar n-ați mai aștept 100 de zile, ți-i clar, Romnaș? Nu striga, domnule, ești liber să faci ce vrei. O auzi psinilga asta cu urechile tăi, cum să înțelegi cu mentul să iei imită? Și am un procuror iesă și că n-am găsit niciun fel de dovedi că ei corupt. Pfu! A psi asta, Romnaș? În convorbirile și ele era coruptă, dar mie nu-i corupt. Dar ce dar lui Avar n-ai bați mai dată registrările și ele, ha? Public. Pentru ce? Bună întrebare. Nu trebuiau să le dea dacă nu aveau alte dovezi. Dar ești de ce le-au dat? Ca să-i arate guvernării și societății că lucrează. Ai asta și nu numai de atâta, Românaș. Tu înțelegi? El dacă dă asta în public, el ca și cum o spari și mai tare psinilga, înțelegi? Dar de ce o spari? Ha? Ca să plătească mai mult Românașul. A, posibil, posibil. Și lui primărița de la Tușeni i-a dat drumul. Ai auzit? A, da, am auzit. Să-ți spun ce și cu aia asta mai departe, urte și tu singur. Fix și-a fost Sinilga. Sinilga o arestat-o în martie după care i-a dat drumul. 6 luni a făcut Sinilga șură-mură cu judecătorii și procurorii, le-au împărțit bani și la unii și la alții și i-a câte o curat ca lacrima. A fix așa, Romnașul, a-ți fac și aia asta de la Tușeni. Dar tu zici, nu critic. Critică sănătos, domnule, ce ai cu mine? Critic sănătos. Și tot așa a să iasă curați tăți aici pe care i-a arestat banda aia asta, care și nu-l placat, nu cum îl cheamă, cum îi zici? Damir. Damir, pânzarea și ăla. Aici și crezi că fac am un Romnaș? Îi se judică? Pe naiba, să înțeleg cui și cât plătească. Și pe toți care i-au arestat, ori a să-i aresteze, toți a să plătească cui trebuie. Și ați și băi eliberați. Dar tot zici, nu critica. Pui. Gavriliță, stati, că mâine au fost la Bruxelles, așa? A fost. Și s-au lăudat că europenii ne-au dat ajutori, cât acolo. 36 de milioane de euro, așa? Da. Dar pentru și i-au dat 36 de milioane, ha? Cum adică pentru ce? Pentru reforma justiției, pentru... Oprește, e de ajuns! Pentru reforma justiției, știi? Dar justiția ei cum eliberează criminalii și tâlharii, Romnaș, te convii! Păi stai, domnule, banii aceștia abia urmează să fie folosiți pentru reforma justiției. El a dâns. Cum abia, Romnaș, dacă ei îi deam folosesc, ha? Tu nu ai auzit că în parlament s-a votat deam o lege ca justiția și bă, mai astea mai să fie mai independentă. Justiția până amu săraca nu a fost destul de independentă. Trebuie să mai și bolecuțic de independent, mai independent. Până amu a fost de capul ei, de amu încolo a și mai de capul ei. Da. Și amu, uite, Românașul, tu și cartina maslam iesă, cum se zice, într-un kino. Sinilga școlnic eliberată, în schimb Maia Sandu dată în judecată de judecătorul acela, cum zice, Clima, eu zic, știu, așa? Sigur. Mai departe, primărița de la Tușeni eliberată, Igor Gros, speakerul parlamentului, dată în judecată de Bașcana așa, de Irina Vlaha, eu zic despre asta, așa? Da. Damir Asșibă eliberat, dar parlamentul român, așa, și zic eu, întreg tăt parlamentul, dată în judecată de aici ușor, cum zice, Ulanu aici. Au și frumuseți, Romnaș. Hoții făcuți drepți, oamenii buni dați în judecată. Hoții ies din pușcării, oamenii buni intră în pușcării. Dar pentru asta tu stai pe pașii. Pentru asta judecătorii a să găsească destule dovezi. N-ați și problem cu dovezile. A pentru asta, Românașul, da? Pentru asta i-a dat lui Gavriță 36 de milioane de euro. Nu ca ei să-i bagi pe cost la pușcării, dar ca hoții să-i bagi pe dânșii la pușcării.
A, apropo, da, pe Gavriliță, încă nu a dat-o nimeni judecat? Parcă nu, n-am auzit. As-o dă-i. Stai liniștit, as-o dă-i. Dar tu zici, nu critica! A, critică, omule, critică! Rumnaș, tu știi cum se bei tăt dintr-o parte? Cum? Nu e că adevăr cum văd eu lucrurile. Vrei să știi? O venit, înțelegi, niște copii, niște pionieri, ce, craveți roșii la gât, și zice că noi a se facem reforma justiției. Întotdeauna gata! Dar judecătorii și corupții, ca niște crocodili, se uită și oros la copii. Ești, ești că, davai, davai, pățănaș, davai, davai! Domnule, ai votat și tu pentru acești pionieri? Am votat! Și încă mai trag nădejde de la dânși! Ăștia stau de 30 de ani la putere, înțelegi odată? Stau beton! Evident că nu e ușor să-i dai jos! Da, rumnaș, dar ei la alegeri au zis cu gura lor, nu i-au pus nimic! Ei și-au promis! Noi să-i dăm jos! Noi să-i cutare! Noi să-i pidincul! Apoi hai, dați-i, unții, băi! Dați-i, băi! Dați-i, băieții, jos! Dați-i! Dar tu zici, nu critica! Nu critica, nu critica! Trei scripi! Rumnaș, stai un leac! Stai! Unde ai pornit? Ei! Rumnaș, nu-i place adevărul! Stai un leac, zic!